pronunțatul bunicilor mei există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești mea pe cineva cu detectorul, eu îți dau jumătate din ce găsim. De unde faci toți 800 de euro? Dacă nu plătesc întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândeam să-i cer dorul tăi. Știi că nu mă suport. Te iubește, dar de suportat te suportă. Trebuie să știi, copiii sunt cel mai de preț. Dacă nu te bate gândul să divorțezi. Pentru tine ar putea fi o afacere. Am găsit pe cineva. Aici e ceva mărișor. Și aici. Și aici. Și aici. În cazul ăsta eu zic să ne apucăm să săpăm. Eu cred că asta e o șansă pe care nu mai întâlnești niciodată în viață. Se rog eu frumos, numai că n-au orice sârmă, că mă doare capul. Nu de joacă, trebuie musai să le declarați. Că dacă vă prinde poliția, faceți pușcărie. Îmi căutăm o comoară, nu trebuie. Nu trebuie, mă, că îți dau un rezea de unde trebuie jos, mă. Ce zici, mă, că faci tu? Pe! Unde-i comoara? Asta e, tati. Păi și unde sunt cristalele, rubinele, aurul? Am luat ceva? Nu știu un hoț aici. Nu l-au rezolvat în 2-3 minute. Mă, cu minte, mă, că ala se duce gire la poliție. Nu mai durează mult. Îmi pare rău că am întârziat. Te iert.